Au primit premii pentru că au învățat. Este vorba de 25 de elevi ai Colegiului Economic Hermes din Petroșani care au fost răsplătiți de reprezentanții Blocului Național Sindical pentru implicarea lor în programul denumit Caravana Carierei. Elevii au primit câte un netbook și un stick pentru conexiune la internet și spun ei că aceste premii le vor fi utile. Bineînțeles că va fi de folos. În primul rând, la facultatea la care voi merge, cred că voi avea nevoie de el, mai țin legătura cu acasă, cu părinții, cu prietenii. Este foarte util, ținând cont că mai departe vreau să merg la facultate, în Timișoara, și atunci o să pot să-l folosesc la internat unde merg. Mi-este foarte util, deoarece plec și la facultate și chiar aveam nevoie. Corpul profesoral al instituției de învățământ consideră că elevii au fost motivați în cadrul proiectului, lucru care este vizibil acum, la final, când aceștia au fost și răsplătiți. A fost un proiect foarte interesant, copiii l-au primit cu plăcere. N-au fost implicați numai copiii de clasa 12, cei de clasa 12 au fost premiați, au fost implicați într-o măsură mai mare, au participat la foarte multe activități, însă au fost prinși în această acțiune și copiii de a 11-a și de a 10-a. Eu cred că ei s-au ales cu niște cunoștințe importante privind modul de a te descurca în carieră. Și să sperăm că la anul și vor veni din nou să cuprindem și alți copii, copiii care așteaptă de clasa 9, care vor fi între a 9 anul viitor. Este o mândrie că am putut desfășura această acțiune care astăzi s-a finalizat prin premierea celor 25 de elevi cu câte un netbook. Este o satisfacție pentru că terminând 12 clase, cei 25 de elevi pleacă cu o amintire frumoasă și sunt convinsă că își vor aminti și de mine și de doamna Irimie prin netbook-ul lor. Mă bucur încă o dată că la noi în liceu se întâmplă acest eveniment și îi mai aștept pe domnii și la anul. Organizatorii campaniei spun că acțiunea are rolul de a stimula pe elevi astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru viitor. Astăzi cei mai meritoși dintre primii 25 câștigă un netbook. Este ultimul instrument pe care încercăm să le folosim pentru a le facilita tranziția de la școală la viața activă, să poată să-și obțină un job mai ușor. Cum s-a făcut selecția candidaților, câștigătorilor? În cadrul activităților din Caravana Carierei, care a fost prezentă în județul Hunedoara în luna februarie, toți elevii de clasa 12 cu care am lucrat pe parcursul celor două zile de seminarii au fost evaluați, testați, cu ceea ce practic am încercat să le furnizăm ca și informații, respectiv prezentarea la un interviu, joburi, CV-uri, legislația muncii, drepturile salariatului, obligațiile angajatorilor, etc. Au avut 5 subiecte, 10 întrebări cu răspuns grilă și 3 subiecte deschise, să redacteze o scrisoare de intenție, să redacteze un proiect de voluntariat și să prezinte un interviu imaginar. Pe baza acestor evaluări, primii 25 dintre ei astăzi sunt recompensați cu aceste netbook-uri. Caravana Carierei este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul s-a adresat elevilor din ultimul an de liceu, iar cea mai importantă activitate a acestuia a constat într-o campanie amplă de consiliere demarată în 42 de școli din 21 de județe. În perioada 2011-2013 au fost organizate o serie de activități în cursul cărora experții din cadrul proiectului i-au instruit pe liceni privind modalitățile cele mai eficiente de alegere a unei cariere, pașii ce trebuie urmați în planificarea carierei și corelarea lor cu cerințele reale ale pieții muncii.